S-a întâmplat să se adeverească visul? Da. La cât timp? La câteva zile după acest incident. Eu n-am vrut să cred așa ceva, pentru că am zis, păi, este... Da. Eu atunci încă nu știam nimic. Știam, ok, să mă rog la îngeraj și știam eu rugăciunea mea, dar aici au fost mult mai mulți ani. Este un vis, este un vis și n-are cum să fie realitate. Și, într-adevăr... Da, după aia când la un moment dat, după câteva zile, m-a sunat mama să mă anunțe, am văzut tot filmul, a fost așa, pentru că momentul acela din vis a fost atât de real și când am, efectiv, la un moment dat, ea când a plecat și felul în care s-a culcat, era chiar într-o trăsură, să zic așa, și am zis, mam, bunii nu pleca, nu mă lăsa aici. Și știu că eu am rămas, mi-a zis că eu trebuie să rămân în casă, eu nu am voie să merg după ea. M-am uitat așa pe geam și am început să plâng și am zis că te rog frumos, întoarce-te, nu te duce.